Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietor de Duhul Adevărului, care de tine ne ești și toate le împlinești, Misterul bunătăților și rătătorile de viață, vino și să le șmești pe noi și ne curățește pe noi de toată întunăciunea și mântuiește bunurile sufletului noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Hristos a înviat. Dăm slavă lui Dumnezeu. Atâția cât suntem, cel întreime slăvit și lăudat, că iată ne întâlnim din nou în cadrul serilor duhovnicești organizate în cadrul și la nivelul parohiei noastre, având bucuria de a-L avea în această seară în mijlocul nostru pe domnul profesor Ion Marian Croitoru, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște, care a fost și anul trecut, tot în aceeași perioadă, deci undeva în urmă cu un an. Și care în anul acesta, în seara aceasta, a venit spre a ne vorbi despre Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăinței. Domnul profesor are studii încheiate, desăvârșite la Atena. Este profesor de teologie, un foarte erudit patrolog, cunoscător al patristicii, a învățăturii, vieții și activității multor sfinți părinți, pe care îi mărturisește, îi propovăduiește și îi predă ucenicilor, adică studenților, la Facultatea de Teologie de la Târgoviște. Ne bucurăm că atunci când este în București, poposește, când are răgaz, timp, un pic de timp liber, la noi aici, la biserică, fie la vreo sfântă slujbă, chiar la Sfânta Liturghie, cum a fost și vineri. Noi îi mulțumim pentru dragostea de a veni și în această seară, în mijlocul nostru, de a ne răspunde pozitiv, afirmativ, invitației noastre, lucrul acesta onorându-ne pe noi, fiindcă știu că domnia sa este foarte prins, foarte ocupat, dar iată că și-a făcut timp și a sacrificat timpul dumnealui destul de prețios, așa cum ar trebui să fie timpul fiecăruia, unul foarte prețios și bine drămuit sau chipzuit, și iată a venit în această seară, cum spuneam aici, în mijlocul nostru. Îi mulțumim, îi dorim un spor, mult succes în tot ce face, mărturisindu-L pe Hristos prin Sfinții Săi, cu timp și fără timp, și îl mai așteptăm atunci când poate, când are timp, răgaz, ocazie, să mai poposească și în alte prilejuri aici, în mijlocul comunității noastre parohiale. Hristos a înviat, bine ați venit! Adevărat.